Fraților, sigur că da, vă întâlniți cu Nelson Mondialu pe toate etapele de fotbal, și dacă e Liga 7-a. Alo, să ne înțelegem, de ce? Pentru că Nelson, din 10 meciuri, 7 le dă bune. Acum tu, e problema cum le combini. Înțelegi tu? Să le prinzi pe ele 3 posibile, ele 3 Denisa Feldereanu. Ele 3 să le prinzi, să le dai afară. După cum vedeți, și astăzi sunt foarte multe meciuri, și la tineret, și la ăștia la alți. Uite, România, Germania, bătrânii, Anglia, Albania, Georgia, Spania. Ați văzut, și ieri au fost, fraților, niște surprize foarte mari. Foarte mari au fost surprizele aeri. Eu meciurile alea nici nu le-am pomenit, că am știut că-i râlă. Înțelegeți? Ia, astăzi vă dau pe sfârlă valoare. Valoare, fraților. 21. Luăm pe Bighidi. Luăm pe Puști Cordiți. Înțelegeți? Croația cu Elveția. În cavaș Dumnezeu să vi-l mâncă. Începe la ora 7. Vă dau o cotă de, fiți atenți, 1.76. Ambele marchează. Tu poți să-l joci și altcumva. Peste 1.5. Înțelegi? Și dacă te ține Giugiu, dă-i. Și ambele marchează și peste 2.5 sau numai peste 2.5. Înțelegi tu? Dar astea două îs finalmente pe bilet surpriză. Da. Tu du-te cum zic eu. Peste 1.5 prima regulă, am o dore, un ochi. Peste 1.5 prima regulă și ambele marchează regula 2. Domnilor, nici nu ne gândim. Nici nu ne mă gândim Islanda cu Danemarca. 21 de cotolani. Puști, Cordiți. Domnilor, aici la Islanda cu Danemarca, Danemarca ia bate de ascultă cu urechea, dar noi ca să facem împovărarea biletului cu sumă, vom pune un 2 în cavaș și peste 1.5. Înțelegeți voi cum stă treaba? Îs grele astea, cană primită cadou. Cotă de 1.58. Ia fi atent aici. Puști Cordiți, Bighidi, Rusia, Franța. Domnilor, aici vom merge Rusia cu Franța. Franța știm că e nume. Înțelegeți? De aia și Rusia, că nici Rusia nu se lasă, și Rusia are talent. De aia vom merge pe un PSF2. Vom merge pe un PSF2. Înțelegi? La Danemarca, 2 închet, mergi peste 1.5 separat, dar bilet final, 2 și peste 1.5. Aici, la Rusia, PSF2. Altceva eu nu vă dau. Cotă de 1.62 și domnilor, Portugalia cu Anglia, mâncavaș Dumnezeu să vi-l mâncă. Puști Cordiți. Portugalia cu Anglia. Înțelegeți? Bă, Portugalia cu Anglia, mâncavaș Dumnezeu să vi-l mâncă. Și Portugalia e bună. Și Anglia e dezvoltată. Portugalia dă gol, Anglia dă gol. Ambele marchează. Jucați așa. Cotă de 1.77. Ambele marchează. Jucați peste 1.5. Jucați pe biletul surpriză ambele și peste 2.5 sau peste 2.5. Înțelegeți? Și acum
Fiți atenți aici. Bulgaria, Italia. Normal, Italia trebuie să-i zdrâncine. Trebuie să-i zdrâncine. Înțelegeți? De-aia punem o cotă de 1,64. 2 pauză, 2 final. Sau, dacă te timp, pune numai 2. Înțelegi? Dar 2 pauză, 2 final. 2 pauză, 2 final. Italia, Bulgaria, Italia. Și auziți acum, Doamne, dă să-ntunece, gâlgă, pițurcă, ăia, unde mă motui profesorul, mă? România, Germania, ai curaj să pui 1x? A? Nu ziceți voi. Ai curaj să pui 1x? Eu mă duc plus 3,5. Cotă de 2,35. Dar voi, ca să ăsta, mergeți pe 2,5. Plus 3,5 îl pui la surpriză. Înțelegi? Intră Kosovo cu Suedia, știm că Suedia e Suedia. Îi ascultă cu urechea, doi închept, fraților. Doi închept. Doi închept. Te chemi? Pune X2. Te chemi? PSF2. Doi închept, cota de 1,76. Fiți atenți, iară vine, Israel cu Scoția, îi bate Scoția. Îi bate Scoția, dar ținând cost că Scoția are cotă mică, pui peste 1,5 e cotă mică. Nu. Aici știi ce jucăm? 0-3 goluri. 0-3 goluri, fraților. Sau sub 2,5. Sub 2,5. Cotă de 1,60. Sub 2,5 bagă mare la valoare. Cotă de 1,60. Aici să dă un gol, nu știu. Poate două. Înțelegi? Și uite aici, mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc ciurila. Ciurila. Ucraina, Finlanda. Îi bate ucrainienii, mă, finlandezi, ei rupe. Unul închept, fraților. Austria cu Feroe. Ai curat să pui Austria? A? Cu insulele Feroe? Ai? Nu. Pune 1-3 goluri. Nu. Nu 1-3 goluri, nu. Nu că poate le dă Austria multe și dă și Feroe. Nu. Peste 2,5. Cotă de 1,46. Peste 2,5 și ești țiții. Înțelegi? Macedonia de Nord cu Liechtenstein. Mamă, ce surpriză a fost ăia, mă, mâncați-aș Dumnezeu. Îi bate Macedonia pe ăștia, pe Liechtenstein. Pui 1 pauză, 1 final. Cotă de 1,35, nici nu stăm prea mult pe ei. 1,35, 1 pauză, 1 final. Elveția, Lituania. Elvețienii, când ai zis Elveția, m-am păcălit data trecută. Unu închept și peste 2,5. Cotă de 1,35. N-ai ce să faci. Georgia, Spania. Domnilor, te duci frumos. Doi închept, Spania și peste 1,5. N-ai ce să faci. Înțelegi? Albania cu Anglia. Vedeți că e greu meciul. Plus 1,5. Plus 1,5 goluri. Că dacă pui Anglia 2 închept, e țuțul. Plus 1,5, s-ar putea să se dea 2 goluri. Plus 1,5 goluri. Așa, Danemarca cu Republica Moldova. Republica Moldova e bun. E bun la vinurile alea purcare. Țucu. Dar Danemarca le dă pauză final. 1 pauză, 1 final. Cotă 1,36. Nu e mult, mă. Kazakhstan și Franța. 2 închept Franța. Și peste 1,5. Domnilor, v-am dat o cotă de 1152,8. Ai pus un leu, ai luat, dar asta nu e joc, e un leu. Pune, mă, mâncați așa. Pune 50 de lei, înțelegi? Pune 50 de lei și pune să pierzi un meci. Bine. Pune să pierzi un meci.
Înțelegi? Bățuc și succes. Vă pupu. Mami, după aia nu te oprești să-mi bași niște bani. Unde ești?